Primarul din Sâniculeau Mare, Dănuț Groza, a construit două grădinițe și o creșă cu ajutorul fondurilor europene pentru copiii orașului. Una dintre cele două grădinițe a fost retrocedată și a devenit proprietate privată, scăpând astfel de chiria care ar fi trebuit plătită. Lucrăm acum la recepție, la preluarea a două grădinițe noi, construite din fonduri europene. Dacă acum un an și ceva în urmă am construit o creșă din fonduri europene, acum lucrările sunt finalizate pentru cele două grădinițe din oraș. Ne bucurăm că grădinițe foarte vechi din oraș au fost practic înlocuite cu grădinițe noi și mai mult de atâta, una dintre grădinițele pe care le avem astăzi în funcțiune a fost retrocedată și este în proprietate privată. Noi plătim chirie lună de lună pentru acea locație, iar cu ajutorul fondurilor europene și cu construcția celei grădinițe, practic, în afară de faptul că toți copiii își vor desfășura activitatea într-o clădire nouă, practic scăpăm și de chiria pe care trebuia să o plătim și o plătim de foarte mulți ani până acum. Una dintre cele două grădinițe se află pe strada Petru Maior, iar cealaltă și creșa se află pe strada Decebal. Cele trei unități de învățământ sunt utilate cu mobilă de cea mai bună calitate, grupuri sanitare adaptate vârstei copiilor, cabinete medicale și vestiar. Creșa este dotată cu bucătărie proprie pentru ca mâncarea copiilor să fie proaspătă și calitativă.